joacă Dublu sau Nimic. Astăzi jucăm cu toți banii pe masă la Dublu sau Nimic. Niciun câștigător săptămâna aceasta, astfel încât toți banii ar putea merge la Cristi din Oradea. Bună dimineața, Cristi! Salutare, băieți! Salut, Cristi! Salut! Ce faci? La servici. Ce serviciu ai? De depozit de material de construcție. Am înțeles. Sunteți mai mulți pe acolo? Nu, sunt singur acum, momentan, dar am pe fost și după colegul și că e în față, la magazin. Aha. Și se întoarce, adică l-așteptăm sau... Nu, da, ți se meargă. Am înțeles. Cristi, astăzi ești în fața unui premiu de 4.000 de euro. Ăsta este premiul maxim de astăzi, dar vei începe oricum de la 500 de euro, adică mai bine decât într-o zi obișnuită în care cineva răspunde la 3 întrebări. Știi ce zic? Da. Da. Să n-ai emoții, te rog eu frumos. De euro la 3 și acum sunt 500. Ai prins o Vlad? Da, domne. Să n-ai emoții. Deci încep deja de la 4 întrebări. Nu am crezut în șansa asta să mă sunați. Uite că s-a întâmplat. Emoțiile sunt la noi astăzi. Puteți să intrați și pe Facebook, pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Suntem în direct, să-l vedeți pe Vlad câte emoții are. Gata, domnul Luca? Da, cum? Gata, hai să începem. Cristi, multă baftă. Mulțumesc. 500 de euro. Cristi, fii atent. Da. Pentru 500 de euro în dimineața asta trebuie să ne spui ce număr reprezintă cifra romană D de la Dumitru. D de la Dumitru. Da. Cifra romană. 7. Cum? Cum? Cum ai făcut așa? D de la Dumitru. Păi tu când erai în clasa 7, erai în clasa 7 D, adică așa te gândi. D, nu. Păi cum? Aoleu. Cristi, ți-am zis, pentru 500 de euro în dimineața asta. Da, am înțeles, dar... Păi da. Cifra romană de... 500 de euro? Era... De... Le știi pe celelalte, de... adică... Na. Na. Mi-aduc aminte că asta deja... când am făcut școala, 90 și... E adevărat. 90, 89, 90. Da. N-a fost să fie. Cristi, sute. Răspunsul corect era 500. Litera D de la Dumitru, da? Da. Este simbolul cifrei romane atribuită numărului 500. Am și de-aia ține, pe 500 am apăsat asta este. Am zis că poate te prinzi. Pe atunci da. Ce să zic, Cristi? Mai repetă și tu cifrele romane, că uite, prind bine câteodată. Bine, bine. Mulțumim, dar mai bine, weekend frumos. Ne revedem luni de la 100, că de a fost o săptămână grea. Da. Zici că dăm 100? 100 o dăm, da. Luni? Da. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine luni în deșteptarea la Europa FM.